Salut! Eu sunt Ecaterina. Astăzi rezolvăm o ecuație logaritmică. Avem x la putere 2 minus 9, logaritmul baza 3 de la x plus 1 este egal cu 0. Începem de la DVA. Luăm expresie de sub logaritm și scriem că ea trebuie să fie mai mare decât 0. X mai mare decât minus 1. După ce am calculat DVA, când un produs este egal cu 0? Când prima paranteză este 0 sau logaritmul este 0? Respectiv, scriem x la puterea 2 minus 9 este egal cu 0 sau logaritmul baza 3 de la x plus 1 este egal cu 0. Cum rezolvăm prima ecuație? X la puterea 2 este egal cu 9, de unde rezultă că x este egal cu minus 3 sau x este egal cu 3. Următoare, logaritmul baza 3 de la x plus 1 egal cu 0. Scriem că x plus 1 este egal cu baza la putere după egal, adică 3 la putere 0. X plus 1 este egal cu 3 la putere 0 este 1. X este egal cu 1. Pe asta îl ducem în partea dreaptă cu semnul minus și x este egal cu 0. Acum ne uităm. Minus 3 nu este mai mare decât minus 1, înseamnă că nu aparține lui DVA. 3 aparține și 0 la fel aparține lui DVA. Scriem soluția. 0 și 3. Sper că această lecție a fost de folos pentru tine. Abonează-te la canalul nostru de YouTube. Succes ție la matematică!